Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Politică și delicatețuri. Selgros, la datorie. Ia să vedem. Chestii fine. Mama mia. Astăzi facem o mâncare mai clasică românească. Avem lucruri fine. Portocala e foarte bună, că o să o folosim. E în regulă. Ia, Ionuț. Astăzi am un... era să zic un mare bucătar. Un mare gurmand, pentru că a crescut mâncând la Casa Scriitorilor. După aia, la maturitate, a mâncat pe la Paris. Deci știe lucruri foarte fine. Este un miracol că eu îl cunosc de când avea 4 ani. Așa, eram prieten cu tatălui. Un fost prezidențiabil de marcă. Să păstrează, are timp să mai candideze de vreo 10 ori. Bine ai venit! Bine, deci, te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Da. Tânărul paleologu, când era tânăr, mânca în compania unor mari scriitori, Șerban Cioculescu. Da, dar nu mâncam lucruri așa grozave. La Casa la cantina, nu era, era cantină. Nu, bine, fiindcă te-a stricat Parisul și ai rămas cu... Era cantină, dar se mânca foarte bine, nu? Sunt chibiț în materie de bucătărie. Îmi place să mănânc, dar nu gătesc deloc. Dar mai stau prin preajmă, mă mai uit, mai trag cu ochiul, aștept. Nu o să-ți fac chestii pariziene, o să fac chestii românești. Foarte bine. Dar chestii românești fine, știi? Că lumea și închipuie că fasolea, de exemplu, e agnea, e o chestie așa. Pui niște fasole la fier, pui o ceapă, cum scriu cărțile de bucate. 2 cepe maxim, așa, o fier, nu știu ce, și pui niște bulion. Nu e adevărat. Este o mâncare boierească, de fapt, e agnia de fasole. Știu o poveste cu Noica. Era în anii 30 la Paris. Eu între timp, ca să nu pierdem vremea... Și nu mai știu cine i-a recomandat să mănânci un casule. Casule, da. Și nu după aia ce povestea aia. Noica, și ce să vezi? Era iahnie de fasole. Iahnie de fasole, da, da, da. Să știi că am pățit-o și eu odată la Paris. Am fost cu Ahoy, era un poet, știu, o mare figură, așa. Fusese mare și băutor. Mare, era unul dintre mari boieri ai României. Îl și minte de la Casa Scriitorilor. Da, da. Ahoy, ahoy, ahoy! Care toți avem nevoie. Așa. Și am fost, eram la un festival de poezie cu el. El venise cu un covor românesc să-l vândă, să facă niște bani pe acolo, că nu ne dădea diurnă mai nimica, statul român. Și ne-a invitat soția unui scriitor român căsătorit cu o babetă bogată. Cum îl chema, mă, poetul ăla? Dramaturg era. Scrisese o piesă într-un act, atâta. În fine, n-are importanță. Asta nu mai știu. Și ne-a spus că ne invită să mâncăm mouton cu fasole verde, cu ori... cum se cheamă? Aricover. Aricover, mouton, aricover. Mamă, când am auzit mouton, eu am crezut că e mouton de la... nu știam că este oaie. De oaie? Oaie. Ce să fie? Da. Nu, dacă eram, aveam 23 de ani, să știu că mutonul de pe ăla, de animalul ăla, da, nemaipomenit, este o oaie nefericită. Și ne-am dat 3 fire de fasole verde și niște de-asta, oaie neprăjită. Mm. Eu îți fac o chestie foarte fină, pe bune. Deci, fasolea e un pretext până la urmă. Ci în jurul ei, sosul ăla care se creează în... Da, eu țin minte de când eram copil, fasolea ta bătută. Fasolea bătută? Fabuloasă. Păi e fabuloasă și acum. E un poet în ale bucătăriei, știe să și comenteze, pentru că bucătăria trebuie și comentată. Bucătăria e un fenomen cultural, iar el știe să facă lucrul ăsta. Deci fii atent. La fasole, am mai spus, ceea ce e în jurul fasolei este important. Am pus niște ulei. Așa, da. Aici o facem la tigaia asta. Lucrul cel mai important, o să vedeți acum, este de fapt
ceapa, usturoiul, puțin ardei iute. Deci trebuie să ai tot ce e necesar pentru o fasole de asta tare, de adevăratele. În ciuda sfaturilor din cărțile de bucate în care se spune că trebuie să pui două cepe, eu la această fasole o să pun 10 cepe. Nu râdem, nu mai... Așa. De ce râzi? De ce înseamnă, știi? Păi bune, deci este foarte important... Că după aia trebuie să țin o conferință în altă parte... Păi nu o să miroși a ceapă. O să miroși a ceapă în ultimul hal, da. Păi stai mă, ceapă e... O să vorbesc despre Platon, despre ce o să fie ceva... Este, ceapa este o legumă nobilă, măi. Știi, foarte, da. Păi bune, știi? Da. Păi da, în francezii, ceapa și asta, cum zic, prazul, de exemplu. Lumea crede că Oltenii au inventat prazul. Ei, bine, cine a inventat prazul? La Paris, prazul este celebra plăcintă. Quiche Lorraine se face cu praz. Așa, nu? E. Știi? Așa. Deci prazul este nemaipomenit, dar... O mâncare bună fără ceapă nu se poate. Aoleu, hai că... Du-te mai încolo ca să iei mirezmele. Am mai tăiat aici una, mai... Încă 5, le avem gata tăiată, să nu pierde o vreme acum. Dăm o lingură de asta de lemn. Așa. Deci, punem un chil de ceapă, da? La un chil de fasole. Cam asta este proporția. Așa, punem ardei. Că v-am spus, fasolea, încă o dată, e pretextul acestei mâncări nemaipomenite. Adică noi o să mâncăm mai mult ceapă decât fasole? Păi dar, măi, ceapa este cea care nobilează fasolea, de fapt, știi? Da. Așa stă leguma amărâtă, cum ar vine leguma săracului. Stai că nu mai e așa... Pentru săracă s-a scumpit prețul anul ăsta, nu știu, tu nu știi, ești politician, poți să-ți pui câte un chil de ceapă? Hai mă, lasă-mă cu întrebările astea. Pe de-aia n-a ieșit președinte. Dacă crezi că Iohannis știe... Români, știi de ce anul trecut? Știi, crezi că Iohannis știe? Nu știe, habar n-are, nu. Nu. Crezi că nici nu mănâncă ceapă săracii, că ei mănâncă altceva. Deci am pus așa, îi punem și puțin ardei, de ăsta iute, îi dăm... semințele, îl parfumăm. Deci o fasole trebuie să fie parfumată. Usturoi, să nu uităm de usturoi. Conferința mea e compromisă. Nu mă, că usturoiul înăbușit așa nu mai putea usturoi. Sigur, da. Îmi mai dai și niște țuică, perfect pentru conferință. Păi da, să vezi ce volubil vei fi și vor regreta mulți că nu te-au ales. Dacă mai ai fasolea asta și dau și o jumătate de țuică fiartă, stai că mai să bea păi țuică fiartă. Acolo e țuică. Da, ia țuica fiartă, băi. Să vezi, devii inteligent, frumos, înalt, deștept ești tu, dar... Îți mai trebuia ceva, spun, dacă te uitai, dar nu, n-am fost eu. Eu ți-am propus să te, cum să spun, să te secondez. Să-ți dau idei, așa, dar te-ai speriat, ți-a fost frică de Băsescu. L-aș fi luat, dacă ar fi vrut el. Problema e că are alte lucruri de făcut mai bune decât să fie consilier la Cotroceni. Consilier informal, consilier de suflet, evident că da. Dacă i-aș fi fost eu consilier, cred că ești președinte. Acum, ce facem? Punem la prăjit niște... Am... slănină de asta fumată la cetate, pun două feluri de slănină, una mai cărnoasă, așa, și una mai... vrei să gust puțină? Asta. Stai, aia nu mai aia cărnoasă, uite, gust adevărată slănină. Dar mai subțirică, nici chiar. Mai subțirică. Merge cu... Dăzau și puțină ceapă. Lasă, e bine așa. Dă mai puțină pâine, să nu mănânce... E bine, e bine. Da? Măi, tatăl tău avea o calitate. Era formidabil, era unul dintre cei mai fini scriitori români. Și când venea în vizită la noi, de mine la mine acasă, pe vremea lui Nenicu, n-aducea vase de cristal, nu știu ce, venea cu mălai. Nu, îl confunzi cu Alexandru George. Nu. Taică-miu nu păi făcea cadouri. Alexandru George, uite, George vezi? Venea cu nu, punga o fi de mălai, la voi. De făină. O fi venit la voi, dar păi vrei să mă... Noi ne simpatiza mai mult decât pe tine, probabil. Tu nu veneai în vizită, că erai prea mic și plin de ceapă, lasă. De ce nu numai că mă duc la conferință mirosit, dar ceapă și-a usturoi cu mă mai șterg de tine, știi? Lumea,
Glume. Nu erau glume, erau miștori. Nu, nu m-a speriat absolut nimic. Știu cum gătește Dinescu de 40 de ani. Că abia așteptam să mănânc iahnia. Deci punem slăninuțele de două feluri aici. Dăm și roșia. Deci e mult mai gustoasă dacă fasolea, dacă pui roșii naturale. Și acum încă se mai găsesc. Chiar și de-astea române sunt unele băbuțe care și le pun de vers, știi, cu vrejul pe ele și le țin în beci la întuneric și rezistă roșia. Știi, se înroșește. De obicei și ăia la export și le trimit vers și până ajung la destinație se înroșesc. Sunt foarte timide. Roșia românească e foarte bună, care sucul ăsta în ea. Vezi, dacă o storci, ia câte. Dacă e o roșie de aia olandeză, poți să o storci în... Mă știu. Se spune de ce că fasolea cea mai bună se face când e cazanul mare și nu așa într-o tigăiță. Acum depinde și ce pui în ea și eu am încercat să o înnobilez puțin. E, și fasolea nu mai bine? Cum? Fasolea în final, aici. Fasolea am fiert-o, că n-aveam cum să dureze emisiunea două ore până fierbe o fasole. Am fiertă, dar o... asta vreau să-ți demonstrez eu. Că ăsta, cârnat ăsta de la mine, de la ce cetate... Ce vrei să-mi demonstrezi? Vreau să-ți demonstrez, punem și feliuță de cârnat afumat. E bun și așa, ai gustat, parcă. Mai iau o bucată. Da, e bun, e bun. O nobilăm, deci fasolea se nobilează în România, așa cum regina nobilează tot soiul de negustori, nu? Știi bine că oameni de afaceri au fost și fotbaliști, sau nu știu ce. Înnobilarea nu e legată numai de familie, ci și de ce a făcut omul în viață, da? I-am pus și bucățele de cârnat afumat. Bun. Obligatoriu la fasolea românească? Portocală românească. Țină portocală. Să miroși a portocală, a coriandru și a usturoi și a ceapă e o chestie destul de fină. Vin. Deci, vin. Și vin trebuie. Păi și vin. Păi nu se poate fără vin. Flacără, trebuie puțină flacără. Ai grijă cu incendiu. Gata. Fii atent ce am făcut aici. Păi n-are cum să fie rea chestia asta. Ce-i punem? Am pus portocală, am pus vin, punem niște coriandru, pisat așa puțin. Bă, parfum, îți spun, o să-ți dai după aia cu puțină fasole să miroși bine la conferință. Da? Punem aia ce e? Ăsta e piper alb. Așa, și ai lanțul. Îmi place foarte tare. Aia. Care aia? Aia e creanță, mănânci. Și asta e dulceață de gustă, că e foarte bun. Și bagi asta acolo? Puțin, nu e foarte iute. Cum? Merge, nu? Bun. Da. De ce? Ce-i chestia asta? Ce-i chestia asta? Vezi, de-aia n-ai învățat la Paris. Dacă învățai cum se face dulceața de ardei iute, ieșeai președintele României. Dacă spun, le dădeai rețeta. L-am invitat pe tânărul paleologul din dragoste pentru tatălui și pentru figura pe care a făcut-o la prezidențiale, că a fost n-asemănat cu nimeni. Aici am dat asta roșie. Ce e? Și tot ce e aia. Asta e mai iute puțin, ia gustul. Da? Cum da. E? E bună și asta. Mm-hmm. Deci avem aici un sos ăsta, poți să întinzi cu pâine, spun, dacă vrei. Și aici avem fasolea. Acum pui fasolea, nu? Acum avem fasolea. Deci fasolea se pune... Nu o punem pe toată, că... Mie îmi place să rămână cu sos mult, știi? Să nu... Arată bine. Miroase deja bine, da. O să-i mai pun puțin vin, dacă nu te superi. Nu, nu te superi. Vrei să guși puțin vin, să fii... Te duci la conferința aia... Miroși a muscat otonel, a ceapă, a iacnie. Vă zice lumea, domnule, miroase frumos aici, cine? Eu știu ce obișnuiesc să pun în asta? Pun uneori chiar leuștean, știi? Tocat. Îi dă un gust așa mai...
La Paris nu găseai leuștean sau nu te-ai ocupat de... Nu te interesa. Nu m-am ocupat, dar tu ai avut, se găsește leuștean. Ai avut și o nevastă libaneză. Mâncarea libaneză e genială. Așa e. Nu? A, uite. Ia cătă. Băi, avem tot ce trebuie. Deci faptul că găsești în decembrie leuștean arată că România a făcut un pas spre... Nu spre a intra în Europa. În lume, eu în locul ăstora și aș fi pus leușteanul ca simbol național. Nu la turism, ai văzut, a pus o creangă, nu știu ce, o frunză. Frunza de leuștean, e românească. Miroase bine. Miroase bine, da. Fasole nobilată de sfânta noastră zi națională. Ar trebui puțin, cum să spun... Patriotism culinar. Am betată de amor. Gata. Băi, hai mult ce repede. Fasolea fierbe mai mult, n-aveam timp să o facem acum. Cu miresmele astea ne retragem să discutăm politică, literatură, ce vrei tu. Da? Bun. Gata. Hai. E foarte bună. Făceam eu miștouri mai devreme, da, da, da. Dar e genială. Auzi, e extraordinar. Ai visat tu când erai copil și mâncai cu Șerban Cioculescu și cu Țuțea
că va veni o zi în care Dinescu îți va găti într-o tigaie de asta uriașe. Că Dinescu mi-a gătit deja de când eram copil, că erau mâncărurile alea nemaipomenite. Ai fost și tu cu taicătul? Dar bineînțeles, nu știu câte ori am venit. La botezul copiilor, la tot felul de alte sindrofii. Și totdeauna era grozav. Totuși, știu. Eu nu gătesc deloc. Da. Deloc. Sper că nu ești mândru de chestia asta. Nu, dar nici rușinat. Ai avut iubite care ți-au gătit? Bine, bine, nu? Foarte bine. Cred că libaneza... Foarte bine. Nu știa, da, că mâncare genială. Cum trecură ea către vremurile și te-ați vârlit puțin la Paris o perioadă, te-ai întors, ai candidat la președinție. Te simți un om împlinit sau ai unele regrete pentru, eu știu, ce ai ratat până acum? Totdeauna ai și regrete. Da, că n-a rezistat căsătoria, de exemplu. Asta e o mare regret, evident, de ordin personal. O mare tristețe, o mare rană, o traumă. Copilul unde dar este? Aici, ai cu mine. Aici, tu... Da, are 25 de ani, lucrează. Da? Însă, e sigur că e un fel de echilibru, așa. Unele lucruri merg bine, altele mai puțin bine, dar nu-i nimic extraordinar în ce spun. Sigur că... Și poate una reușita exterioară, reușita profesională, intelectuală, are un preț. Se plătește în altă parte. Dar niciodată nu trebuie să invidiem pe alții. E cea mai mare prostie. Sinistru, dar invidia este o boală, știi? Da. Pur și simplu. Știi? Generozitatea însă e un medicament. Știi? Așa e și e rară. Da. E o vorbă foarte frumoasă. Ce? Fă binele și dă-l pahapa, adică să uiți de el, știi? Făcutul binelui. E foarte important. Tu știi că eu, la un moment dat, în perioada aia, tulbure, am fost cu tatăl tău să strângem niște semnături. Țin minte. Ți-amintești? Țin minte. Fusese Geta Dimisianu dat afară. În 82. În 82 se încălcase statutul unui scriitor, în fine. Știu. Și vreau să o repunem pe Geta, redactor la Cartea Românească. Și m-am dus împreună cu domnul paleologu. Întâi m-am dus la noi, ca acasă. Știi povestea? Știu. Și era puțin ezitant. Era fricos. Era o listă de semnături. Nu doar fricos. Bă, nu, era... Noi că avea o altă filozofie spun de viață. El considera că era inutil să faci genul ăsta de gesturi. Noi, că era un om curajos. Fundamental era un om curajos, pe deosebire de alții care au fost prin jurul lui, care nu sunt oameni curajoși, dar el era un om foarte curajos. Pleșu, el care a fost în jurul lui mine, cel mai curajos. Pleșu e un om foarte curajos. Da. Nu, Pleșu e un om curajos și admirabil. Nu, ce vreau să spun e că, de fapt, la noi, că era o chestiune de filozofie de viață. El considera că genul ăsta de proteste sunt inutile. Că ce contează este cultura, cu cămare, filozofia. Asta considera el că e important. Dar continuă povestea. Nu, dar eu cred că știu unde vrei, deci, să ajungi. Am ajuns la el acasă, stătea într-un bloc. Eu credeam că lucrurile... Lângă noi stătea, da. În drumul taberei, da. În drumul taberei. Și am ajuns, i-a povestit taicătul. Dom'le, uite, s-a întâmplat o chestie, s-a încălcat statutul unui scriitor, în fine. Te rog să semnești și tu. Cum îi spunea el lui Noica? Dinu. Dinule. Și Noica, măi, n-a semnat, că eu nu practic chestia asta. Măi, zice, te faci de râs, că o să se audă că ți-a fost frică să semnezi. Și atunci, știi ce a făcut el? A semnat și a zis, semnez datorită celor care au semnat înaintea mea, adică din solidaritate pentru cei care au semnat. A găsit o formulă asta, filozofică asta de solidaritate. Foarte subtilă. Poate că uita că e contribuția mea la acel memoriu. Nu mai țin minte. Și anume, am plastografiat semnătura lui Geo Dumitrescu. Pentru că Geo Dumitrescu stătea undeva în afara și n-avea timp, da, orașului, da, și a zis, sunt de acord să semnez și l-am plastografiat pe semnătura. Acum, de ce puteam să plastografiez semnătura lui Geo Dumitrescu? Pentru că aveam o pasiune în copilărie și, mă rog, în prima adolescență, semnături. Eram fascinat de semnăturile diferitelor personalități și chiar aveam o serie întreagă de mari figuri pe care puteam să le imit. Sunt foarte spectaculoase. Solomon Marcus, Șerban Cioculescu, evident tata pe carnetele de școlar, în fine. Și alte mari figuri, Nietzsche, Wagner, Schopenhauer, Eminescu, pot să imit semnăturile lor. Și aveam și semnătura lui Geo Dumitrescu și am semnat eu pentru Geo Dumitrescu în 82. Poți să-mi dai un cec cu semnătura guvernatorului Băncii Naționale să iau și eu niște bani? Cred că pot să-i imit, dar nu m-aș băga la asta, nu? La Isărescu n-ai curaj.
Da. Uite, semnătura ta nu pot, nu știu să o imit. Da, e simplu, am mai de țăran așa. O să mă uit în dedicațiile pe care le-ai scris lui tata și o să mă uit. Știu că ai terminat o carte formidabil. Auzi, deci noi făceam tot soiul de profesor. Dar mai ții minte că la tine, acasă la tine, într-o seară era, cred, destul de rece afară, deci toamna sau începutul, sau iarna, nu mai ții minte exact, când eram toți la tine, era multă lume și a apărut Gogo Rădulescu. Da, știu. Care nu era anunțat, da, nimeni știu, nu se aștepta știu, să vină. Da. Unii au rămas absolut înlemniți. Da. Nu, li s-a părut că e o punere la cale, că ceva nu e regulă. Era și Dorin Tudoran, țin minte. Da, da, da. Și el era foarte... Se vedea un om dublu. Da? Pe de o parte... Păi el era singurul, în birou politic. Birou politic era singurul activist de partid ăsta de calibru care mare. Care își dădea seama că, de fapt, e o mare porcărie. Care, stai, nu, nu asta. Deci el fusese elevul maghiar. El făcuse școală înainte de... Era singurul care nu era semi-analfabet. Atenție, fusese chiar membru în Partidul Țărănesc Radical al lui Grigore Iunian. Ca și Maurer. În partidul ăsta de intelectuali mai de stânga din anii 30. Era foarte interesant că el a simpatizat cu scriitori deoarece soția lui fusese și ea scriitoare, murise, nu știu, și era Ana Blandiana, Manolescu, ne duceam din când în când la ele, ne invita. Și Geta Dimisianu. Și Geta Dimisianu. Da, trebuie să recunoaștem că am profitat de el când aveam, de exemplu, o invitație la un târg de carte din... la Paris, să zicem, nu ne, ăștia nu vreau să ne dea pașapoarte. Și atunci dădea el telefon și spunea, tovarășul general, domnule, este un tânăr poet, Mircea Dinescu, domnule, fiul de Lăcătuș, mecanic, este, domnule, trebuie lăsat, domnule, să meargă. E vorba de reprezentantul României, domnule. Că nu primeam, când vedeai pașaportul, asta s-a întâmplat de două ori, de exemplu, am reușit să plec datorită lui Gogo Rădulescu. Dar și în alte situații era uman. Da, sigur că o persoană care își dădea seama în același timp că totul e o mare mizerie, n-avea curaj să se opună. Da. Da. Și la el în casă, în jura, dar făcea așa. Când o jura pe Elena Ceaușescu, arăta inelul. Ce? E sinistră. El merge că e mai... Dar ea este sinistră. Era frică. Da. În fine. Bun, era o lume, sigur, o lume foarte complicată. E povestea aia extraordinară cu Biblia lui Șerban Catacu Zinor, când a spus tata în Consiliu că trebuie neapărat ca Uniunea Scriitorilor să publice Suzana din nou Budea a întrebat. Biblia lui Șerban Catacu Zinor. Și Suzana Gâdea stătea lângă Țoiu. Da. Constantin Țoiu era, mă rog, cu fundul în două luntri, exact, și cu puterea și cu opoziția, și a povestit lui tata. Și Suzana Gâdea îl întreabă pe Țoiu. Care Biblie? Țoiu nu știe ce să spună. Și ea insistă. Ia, care aia Biblie? Religioasă? Aia religioasă? Religioasă, da. Și da, da. Vai, maică. Gestul, când am întrebat odată, trebuia să ne recomandăm acolo. Eram în Consiliul Scriitor. Și când a venit, taică-tu a spus paleologul. Ce dragă, te-am întrebat cum te cheamă, nu ce meserie ai, nu ce meserie ai. Credeam că e paleontolog. De cum suntem abonați la glume de astea, da. Bun, de uite, deci, depănăm amintiri de acum cât? 40 de ani. Nu, 30 ceva de ani, ca niște bătrânei. Da, 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 ca... da. 40 de ani. Bun, și tu acum trăiești, din cât am înțeles, din cursul. Deci ai face o școală de ceea ce voia să facă Noica, de fapt. Da, da, e un proiect Noica noician. Să... Așa să-ți fac o școală de tineri așa, pe care să-i formeze să conducă România la un moment dat. Bine, era o iluzie a lui că intelectualii vor lua vreodată puterea în România. Bă, că nici nu, acum se știe, nu se știe că unul dintre ei a fost totuși candidat la prezidențiale de curând. Da, crezi? Da. Dar a candidat săracul, dar uite că mănâncă fasole cu Dimescu în loc să fie să fie la Cotroceni. Că mai are timp. Maestri, dați-i drumul până mai mănâncă cea de-a patra porție, tânărul meu prieten, care era foarte sceptic, nu? Cu ardei, cum? E genială. Da, bun, a doua oară genială. S-a speriat puțin de ideea fasolei pe care o fac eu când a văzut că bag tot seul de chestii și, pe urmă, a rosit un cuvânt
de două ori. Genial, a spus. Despre literatura mea n-a spus că e genială. Nu e chiar așa. Noi fi spus public, dar țin minte câteva versuri. Versuri din anii 80, cu Haple al nostru, cu Polonicu, nu știu dacă țineți minte poeziile astea, sau Opriți istoria, cobor la prima, e superb. Cum să nu țin minte asemenea versuri? Exil pe o boabă de piper. Mulțumesc. Gata. În cinstea sărbătorii noastre naționale. Ca plouat și-a bătut vânt, ofo, murgul apă n-a băut, mă. Ca plouat și-a bătut vânt, mă. Mă jur pe legea mea, mă, doi ajunge la mândra, mă. Ți-o-i da apă cu vatăra, mă, grăunțe cu panița, ofo, ți-o-i da apă cu vatăra, mă, grăunțe cu banița, mă. Când o fi la nunta mea, mă, în panglici toi îmbrăca, mă, cu zăpale de argint, mă, că tu m-ai călătorit, of, of, până la nori să zbor cu mine, să mă vadă întreaga lume, cu zăpale de argint, mă, că tu m-ai călătorit, of, of, până la nori să zbor cu mine, să mă vadă întreaga lume. Tu care vrei să formezi tineri politicieni inteligenți și nuanțați și nu știu ce, poți să-mi explici de ce dracu acești președinți ai României își au uneori consilieri mai proști decât ei? De ce nu își au oameni strălucitori, știi? Nu, Băsescu a avut consilieri. Băsescu a fost singurul care a profitat. Pentru că e atât de sigur de el încât nu-l deranjează că alții știu mai multe decât el. Știu asta. Alții, într-adevăr, au un complex de inferioritate care îi face să aleagă numai oameni mai jos decât ei. Și atunci, sigur, că ai conducători mediocri care se înconjoară de sub mediocri. Împărații lumii au avut mari filozofi. Bun, cine? Alexandru Macedon, păi mă rog, da, mai exact, păi taicăsul, taicăsul a ales dar pe, model bun. Pe Aristotel. De ce nu luăm sigur, exemplu? Sau în Iliada, da. Agamemnon. Da, Agamemnon, da. E exemplu cel mai bun, care, mă rog, de conducător, care nu iese din sfaturile lui Nestor și ale lui Ulise. Dar foarte adesea, de fapt, conducătorii slabi își aleg sfătuitori și mai slabi decât ei. Așa se întâmplă. E...
sistematic aproape. Rari sunt cei care au forța necesară de a lua alături de ei oameni mai deștepți. Să spun un secret, chiar și Ceaușescu avea oameni deștepți. Nu le dădea funcții, însă. Erau ei mocofani, ei analfabeți, nu știu, dar aveau oameni deștepți cu școală. Ba da, ba da. Cine? Făceau, Maliță făceau, sau cine? Nu numai Maliță, unii mai puțin cunoscuți. Ca dovadă că nu s-a prăbușit agricultura românească, că chiar erau mari specialiști, să știi. Înțelegi? Ceea ce acum vreau să spun că e mai... nu vreau să dau nume ca să nu de ziua noastră națională să mai dăm pâmpezmeți pe politicieni, așa. Dar este o mică tragedie, cred. Că o mare nu tragedie. Sunt, păi și faptul că tu n-ai izbândit, adică, bă, nu, erai asta... singurul, erai totul singurul, cum să spun, cu educație de acasă, așa, cu doctorat la Paris, specializat un moment, în... Un moment, nu asta contează, contează. Am făcut doctorat la Paris, contează dacă experiența pe care o am e relevantă sau nu pentru funcția de președinte. Asta contează. Știi că spun... Și eu cred că e relevantă. Faptul că e vorba de o experiență internațională, diplomatică, da. E relevantă. Acum nu e nicio tragedie din punctul meu de vedere. Sigur că vor fi încă 5 ani dintre irosiți. Cei care au făcut Marea Unire, policienii români, câți aveau doctoratul la Paris? Destul de mulți. Despre asta e vorba. Apropo de cei care Brătianu, au făcut... da, mă rog, făcuse studii de alt tip. Păi, dar nu-i vorba, dar tot... Foarte Ecole Centrale, da. Însă, în guvernul de la 1 decembrie, mâna dreaptă a lui Brătianu, numărul 2 din guvern, era Mărzescu, George Mărzescu, unchiul lui tata. Pentru mine, 1 decembrie e o dată care are și o conotație personală foarte puternică, și anume că la 1 decembrie tata avea 6 luni și era în burta mamei lui. Da? Era în așteptare. Își punea urechea la bărici, mai avea 3 luni și vărul mamei lui era ministru de interne. Tatălui tata a fost, pot spune, într-un fel un erou în război, că a fost foarte grav rănit la Porumbacu. Și... se leagă cumva și de povestea familiei. Nu e nimic extraordinar, că sunt convins, sunt sute de mii de familii în România pentru care 1 decembrie are și o conotație personală de familie. Toți avem în familie oameni care au luptat în primul război mondial, oameni care au murit în primul război mondial și pe că la ei trebuie să ne gândim, pentru că 1 decembrie riscă să rămână ceva abstract. Dacă ne raportăm doar la data din manual. Bine, regele Ferdinand a avut această idee, i-au dat câțiva politicieni să dea pământ țăranilor români, când, să nu înceapă și la, în armata română, Revoluția ca în Rusia. Rusia. Și atunci a fost singurul rege care chiar s-a ținut de cuși și străbunica mea a venit, de exemplu, în comuna Bucu și în Mărculești și Ardeleni, care au primit pământ. Îi murise un frate în război, toți cei care au luptat au primit ceva. A fost marea reformă, nu? Agricolă. Știu. Da. Așa am ajuns noi mai săraci. Deci nu numai. Cum? Așa am ajuns noi mai săraci. Mai săraci, dar mai bogați în alte chestii. Adică, mă rog, ce este și acest sacrificiu material foarte mare. N-ai avut mult pământ de preluat. Ba da, sunt 12.000 de hectare. Atât ați avut? Da. Și tu de ce nu le-ai luat? Și păi nu, noi avem 45 de hectare acum, pentru că legea nu permite restituirea decât a 50 de hectare de teren arabil. Cum s-au luat mii de hectare de pădure? Teren arabil. Adică pădurile s-au dat ca și cum erau niște nenorociri și nu s-a dat ci porcărie. E o aberație, da. Păi pădurea este esențial. Deci au dat sute de mii de pădure înapoi și... Da, noi nu aveam pădure, noi aveam teren arabil. Da, teren arabil, da, înțeleg. Da. De altfel sunt agricultor. Da. Am teren în Galați, în județul Galați. Da? Și ai pus ceva pe el? Avem acolo un foarte bun administrator care se ocupă de toate lucrurile astea. Da. Ia cântați boierului mai, băieți. Ți-a spus mândroșiță-i spune, mermelea, mermelea, mermelea.
și frumoasă mermeleaua mea. Că pădurea e umbroasă, tot tânără și frumoasă mermeleaua mea. La pădure când m-am dus, mermelea, 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 eu m-am întâlnit cu un urs, mermelea, mermelea, ursul era frumosel, ți-era drag să stai cu el, mermelea mea, ursul era frumosel. Ți-era drag să stai cu el, mermeleaua mea. Răsuna toată Vâlceaua, mermelea, mermelea, mermelea. Când jucam noi mermeleaua, mermelea, mermelea. Și atunci a fost frumos când m-a pus cursul jos, mermeleaua mea. Și atunci a fost frumos când m-a pus cursul jos, mermeleaua. Cât era taicătul ambasador de 1 decembrie? N-a apucat niciun decembrie. Nu. La data afară Iliescu foarte repede. Imediat după ce a câștigat alegerile în mai 90, a dat afară pe tata. Adică a fost prima chestie pe care a făcut-o. Încă el s-a dat ambasador al Golanilor. Al Golanilor, da. Cu regele Mihai, în fine, toată povestea. Da, 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 da. Deci n-am apucat 1 decembrie la ambasadă atunci, dar sigur, am stat foarte mult în afara țării și 1 decembrie e... ocazia ca toată lumea să se adune. Auzi, da, erați acolo un grup parte de tineri studenți. Câți din ei s-au întors în România? Papa Hagi s-a întors, Petre Guran s-a întors. S-a întors și Guran, da. Fiindcă e totuși o dramoletă aici, că mulți tineri care studiază în Occident, până la urmă rămân. Bine, sunt pescuiți de tot soiul de firme occidentale, salarii mari, e o realitate asta. Bun, acum depinde și specificul studiilor fiecăruia. Noi am făcut litere, am făcut filozofie. Da, n-ai ce filozofie. Să faci acolo, să trăiești. Ba da, cum să nu? Ba da, ba da. Crezi? Eu aveam o carieră universitară onorabilă. Da. Dar faptul că 5 milioane de români, forța de muncă a României e plecată. Asta începe să fie o mare catastrofă de ordin demografic. Eu tot de ordin bat gura piața degeaba muncii în mare satele sau suferință. Numai da, babe, bețivi și copii. Da, și ce cred că ne paște, e destul de periculos, este un val de imigrație pentru a compensa lipsa forței de muncă. Numai că trebuie avut foarte, foarte mare grijă cu asta, pentru că trebuie să învățăm din greșelile făcute de alții. Mă gândesc la Franța, Anglia, Germania. Problema imigrației poate genera o serie întreagă de alte catastrofe. Bine, Franța și Anglia au avut colonii, nu știu, și era normal să vină... Bun, coloniile care... Da, magrebienii... Da, pe noi ne paște acum un val de imigrație, pur și simplu, pentru că nu mai avem forță de muncă. E o problemă foarte serioasă de ordin demografic. Problema este să știm să alegem pe cine vrem să aducem la noi. Știu că nu-i deloc corect politic, păi nu, eu... dar trebuie făcut o imigrație aleasă, foarte selectivă. Tu știi că între cele două războaie în România veneau italieni și munceau la... Da, veneau italieni. Și, atenție, veneau și italieni, italieni și greci. Și greci și da, nemți, fără da, îndoială. Da, nu despre asta este tu vorba acum. De oamenii fugiți din țările lor sărmane. Da, așa, exact. E mult mai problematic. Eu am întâlnit oameni care au făcut afaceri aici în România. Și eu am întâlnit. Deștept, da, și... Un moment, da, e vorba de sirieni, de iordanieni, da, de libanezi. Asta e cu totul altceva. Nu. Acum vorbim de o imigrație care s-ar putea să fie masivă.
Iar exemplu unor societăți în Occident, da, bun, plus că și Uniunea Europeană dacă a favorizat un proiect acest lucru. Pentru încurajarea întoarcerii în România a tinerilor care s-au născut în satele românești. Ce cum fel adică? De proiect? Legată de agricultură, de exemplu, că nu mai e nimeni să-ți culeagă via, să-ți... Da, și cine plătește? Statul român să facă un proiect, s-au cheltuit atâția bani degeaba pe proiecte europene. Proiecte. Eu am văzut în sate unde s-au făcut o dasă de coafiură ultramodernă, unde nu mai era tinerile femei și bărbații, da, plecați. Cine să coafeze bețivii și babele și copiii acolo pe proiecte europene, cu bani dați degeaba acolo. Uite, eu m-am întors și mai sunt și alții care s-au întors. Partea proastă e că suntem foarte puțini, suntem aproape o mână de oameni care am ales să ne întoarcem. Păi știu, tu mai aici... Deci rămân mințile cele mai strălucite, marea majoritate, și forța de muncă. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, România! Gros, la mulți ani, România! Plecați și rămași! Am sărbătorit ca lumea această zi la care mulți demagogi vibrează aiurea și n-au dreptul de fapt să vorbească despre ea. Câteva ore cu Mircea Dinescu de 1 decembrie au fost minunate. Excelent să mănânci o asemenea iarnie, să ai o conversație atât de plăcută într-o asemenea zi. Și să depănăm amintirii. Amintiri frumoase, amintiri comune, dar și amintiri care țin de istoria României. Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.